Bine ați revenit la un nou episod cu Ion Pileaua. Da. Dacă ești cu minte și mă puțin să întreb omul. Ioane. Alo, ai făcut găină la ceaun? E făcută, ia uite. Ia uite. Stai puțin, ia patronă, ia mai tași din gură. Ceva bun, ia uite, un sos. Mă, Ioane, ce ai făcut aici? Dar tu ai făcut mâncarea asta. Nu știu, eu, din punctul meu de vedere, eu cred că e ceva frumos. Dar tu ai făcut. Uite, guș, să vezi cum... Spune-mi dacă ai făcut tu. Păi, gustă să vezi, uite, eu am gustat și e un preparat bun. Cine a făcut-o? Dacă tu pleci încolo, n-ai de unde să știi. Păi acum vine, zi-mi cine a făcut-o. E, vezi? Păi, Ioane. Măi, Mihaela, cine a făcut tocana aia? Auzi, Ion, că el a făcut-o. Ion, da. David, da. Așa, mă, cum Ion? Ion doar s-a uitat. Uite, cu mămăligă. O mămăligă ca Moldova, la ceaun. Păi dă mălai. Hai mălai, să-ți fac o mămăligă la ceaun. Ia vino să vorbim cu mama ta. Mă, patron, a făcut Ion tocană? Da, a făcut Ion tocană, a făcut găină la ceaun. Serios? Da, o găină grasă, galbenă. Ia sta să vorbesc. O găină grasă, galbenă la ceaun. Ion, tocană a pus vin pe ea. Beton cu vin alb se face. Vin alb, Ion. Se face cu vin alb. Mă, tu ai făcut-o. Mai punem carne pe gătar pe asta. Păi dacă e atâta mâncare, ce mai faci pe asta? Ha? Hai mâncați, că mai târziu vă anunțăm țiganii cu țuica. Ia-mă pe tată să mâncați. Stai că-l chem. Eu nu mai înțeleg nimic. Auzi și voi că a făcut Ion tocană. Ion a făcut-o sau cine? Spune. Adevărul adevărat. Păi 10 minte, patrona, că Ion. Ale cui strepiedele astea? Ce ai făcut Miha? Mi-e foame. Făcut tocană de aia? Ce tocană e? Ai făcut patrona, tocană de... Oai. De pui. Nu de pui, de oaie. De oaie? Cred. Și de ce de pui? Nu știu, mă, ori de pui. Nu știu din astea. Să facem grătar, vreți grătare? Dar mie mi-e scârbă iară să stau în fum, să mă afum. Să-mi afum hainele, să miros, să afum. Nu mai suport, dacă n-am bucătar. Vezi, Miha, dacă n-am bucătar? Da. Când aveai bucătar, ce pregătiți? Sică, ce bucătar? I-a zis bucătar, că face calea și n-am mai dat pe aici. Este incredibil. Mi-a dat țeapă, sică. Mă, patoană, dar Sică și-a bătut joc de noi, bucătar. A zis că face el de toate. Face, munci eu, uite, muncește mama, că mi-a el, munci eu, că nu mai pot. Unde vă duce? Bă, tate, teamă pe ursul. Stai aici, Leonardo, nu mai la poartă. Tate, teamă pe ursul să pună beful aici, să mâncăm, să-ți punem țuica, că te mă înțigani. Așa e bine. Spune să vină să pună la beful. Ilie, am înțeles că tu cu Ion Dileaua împreună ați făcut tocana aia de oaie. Voi ați gătit? Eu l-am făcut. Nu. Ion? Mă, cum toată lumea spune că Ion? Serios, Ion? Da, vine. Mă, fraților, ce se întâmplă aici? Pâine, chiar a făcut Ion mâncare? Nu înțeleg. Cum adică, patroană, n-ai bani de pâine? Păi, nu-i pierd calma așa. Ha? Hai la pierd. N-ai pâine? Pierd să-l dă-i Ilie pâine. Fă-i mămăligă dacă n-ai. Deci n-am bani. Am o... Atunci mâncați cu cozile. Și platou, da. Mânulea de ciorbă sunt aia. Păi auzi, Mihaela. Mihaela, trebuie să faci mămăligă, că n-avem pâine. Auzi, patrona, că n-are bani de pâine. Ce minciuni. Și face shopping non-stop, patrona, și tot n-are bani. Faci pâine la cuptor, Miha mea. Da. Măi, Miha, te-au supra-solicitat ăștia astăzi. Da, dar nu faci antapul și te rog eu. Hai să te culc în pat. Vrei? Ar fi cald. Hai că ăștia te bag în pământ. Cu atâta muncă. S-a pus pe capul tău. Da, le-a întins așa potate, n-are rost.
Pe bune? Pe numai, chiar așa e. Eu ți-am zis. Ce e, de bază, uite, avem de bază, Ion și Ilie. Om de bază. Om de vază, aveți și voi sub... Unde? Las că vine, stai puțin, aveți și voi sub grece. Avem. Unde e? Aici, Timbarc. Timbarc, vezi Timbarc? Să nu vă doară inima. Natural, fără accid. Acum, dă stai. Acum a făcut acolo. Ce-a făcut? Îți mață sălea de la păstări de alea, știi? Dar din băgăi barța aia și mai era. Stau și te uiți așa și el și eu. Unul la altul. Ion Pileaua și Irie Pileaua. Am doi negri urâți. Doi negri, o fi frați? Poate. Aveți idee dacă Ion și cu Irie sunt frățiori? Nu se știe. Dar nu se știe. Ce face Emilie? Ia furtunul din drum, Emilie. Că cade lumea în el. Patronă! Să vină mult să pună becul ăla. Las că vine, calmează-te. Ce meniu avem mâine? Toate modele, Aline, să mâncăm. Uite, de-aia vă pot să o găină să mâncați acolo la ceaună. Toate modele? Da, sunt 3 curcani, 4-5 găini, purcel, un artic mare de carne de porc, l-am dat la uci tălpigă. Găină, miel, ceva? Carne de oaie, de toate avem, purcel. Țigare, ia, Ilie, țigare, ia. Dar tatăl nu știe că te vezi, cheamă țigane. Că patroana nu ți-a țigări. Patrona ta, na? Mă și râzut. Bă, vine Leo. Vine. Vine, vine. Măi, Ilie. Ilie lucrează la mine de cele țigări de la mine. Bă, bă, de la mine. Vezi? Ce face patrona? Am zis eu. Maneve. Nu, auzi unde e, minte. Nu e rost. Nu e rost. Ce vreau tot țigare, îți dai seama? Bă, cum ai zis patrona că n-are bani de pâine și pâine aici? A zis că are 3 coci. Și uite pâine proaspăt aici. Uite, mă. Mai e și la mine, nu? Vezi, se cerea 5 milioane să ia pâine. De unde? De la mine. 5 milioane o să-i dau să ia pâine. Doamne, feci. Ce e în cuptor? Andreiu și nu știu. Andreiu. Pâinea, uite drojdia. Bună seara, Alex. Bună seara. Mai țineți minte în pandemie când toată lumea cumpăra făină și drojdie de asta? Erau disperați? Mă, Mihela, de ce era lumea așa? Nu știu și cât au fost. Ce nebunie cu hârtie, cu alea, toată lumea. Închise, n-aveam voie să ieșim pe stradă. Mai ții minte? Parcă era interesant, așa mă simțeam ca în filmele alea cu zombii. Pe bune. Dar cât a ținut pandemie? Eu nu mai țin minte. Serios? Păi și acum nu mai e pandemie. Cum a dispărut COVID-ul? E și acum, dar era nebunia aia, manevre. Erau manevre atunci. Acum nu mai ține cu nimeni. Știi când ieșea ministrul ăla la televizor și prezenta regulile, ce avem voie, ce n-avem, știi? Cum îl cheamă? Am uitat. Armata alea, doamne, ce nebunie era. Pe bune ca filme. Treceau timpul, tancuri. Vă e doar de pandemie? Nu cred. Nu. Lumea a făcut bani în pandemie, a vândut măști. Eu n-am vândut măști. Să fac și eu bani, niște bănuți. Să fi vândut și o măști și dezinfectant. Ce mai vrei?
Ha? Ce mai vrei? Nu mi-am bucat. Păi s-au vândut măști cu 1.000.000 bucata. S-au vândut. Către stat. Ardei la cuptor. Păi trebuia... Păi tot tare e. Nu e. Era tare și eu porcul ăla l-am lăsat la 120 de grade și s-a făcut beton, ai văzut? Ia, ia l-a zis și-a viu, că s-a luat focul și-a caminat. E la 120 și la 100. La 90. L-a luat focul, l-a luat focul. L-a luat așa de acolo. Urlă patroana, da. Da. Ce n-ai mișto? Păi ce să fac? Cheamă pe tata altă. Pe unde e? Duce cu filmarea la el. Trebuie să dă țuica la oameni, la țigani. Pe unde-s țiganii? Păi dacă n-a chemat pe nimeni. Sunt invizibili. Păi bun. Cheamă-i. Să cheamă pe Bill, pe celălalt. Hai. Dragilor. Ha? Duce-l așa. Leonardo. Hai la bunicul Leo. Nu, că mie frică pe mine, mă. Haideți la bunicul Leo. Haideți să-l chemăm. Hai la bunicul Leo. Ilie, unde ești? Aici. Ce ați făcut aici? De ce te strigă? Auzi, patrona, să mergi în curte să chemi oamenii, auzi. La țuică. Ha? Nu știu, pe Stella, pe Bill. Ce faci din? Utilie. Mete banda. Nu. De ce? Ce are această... Asta. Nu ai ce să faci. Ba da. Trebuie altă ușă. Ce faci, Emilie? Cumpărăm altă ușă? Nu mai cumpărăm altă ușă. Te duci să cumperi din oraș. Totul urmă, patrona, pe ea n-are dus. Stii atent, Ilie, nu. Du-te în oraș și cumpără ușă, te rog. De ce râzi? Mă, serios. 1.000.000 de euro și e fain. Păi cât e ușa? Nu e 1.000.000? 10 milioane mi-a dat. Băi, de ce ai? 2-3 milioane. Nu, dar eu am văzut cu 99 de lei. Mă, serios. De asta, du-te ea. Sunt așa de carton. Hai. Da. Mă, cum nu ajunge 1.000.000 să iei ușe? Păi, chiza, cum vreau să mă duc. Măi, de unde ai văzut ușa la 10 milioane? A, tu nu mă pară. Puteam să-i terumpă în 1.000.000, nu? Hai, uite, atâta surme pe ușa. O, i-au dat țeapă. Cred. Cred. Mi-am dat pe asta 80 de lei. Când am pus-o. Acum 7 ani. 89 de lei. Cât am dat ori sune? Până într-un milion. Da. Doamne, de... Nu vine să cred. Ceva de... Nu știu, patrona, o să mergi afară. A, ursule, socăra, oce. Hai, vino cu acești ori. Hai, ursule, hai să mâncăm, lasă ușa, că oricum ai ce ne faci. Hai, da. Oh, alo, șatra. Ce-i patroană, ești alarmă? De război, de aia, de... Pornește pe străzi. A sunat la n-a sunat, dar cred că oamenii au și ei praznic. O, dar la Bill și cu Distic, acum nu mai vin. Acum nu mai vin. Bill și Distic, unde sunt? Păi da, la Țuică, ca așa-i vin. Și Distic. Are și raport. Și atunci cu cine punem? Și noi de noi. Și noi Ristică regionalul. Cheamă pe ăla al nostru, pe ursul. Las că vine ursul, cheamă pe Luci, nu vine Luci. Da, cheamă pe Luci de la telefon. Ia Carla. E Ion, e Ilie, ce oameni mai importanți vrei? L-a făcut cu Ilie Ardeiul. Auzi ăsta. L-a făcut cu Ilie Ardeiul. Auzi că cheamă țiganii să pună țuica. Uite, după aia a realizat că toți au fiecare au praznic. Bă, ce-a făcut ea cu Ilie Ardeiul? L-a pus pe grătar. Și au făcut ea, bă. Și ce? Ce ne? L-au rupt, nu mai e niciun avi. E, bucățele. Bună! Bine ai făcut că mi-ai cumpărat mai, suc. Mulțumesc. Nu, ce-i luat? Nu am și unii de aici. Au luat și două, trei boxe. Auzi, au fost de ei, au și unii. Au și unii
Ce îți place? Ia pune și mie. Unde fugi cu el? Unde fugi cu el? Și cu cornul ăla ce ai de gând? Să-l mănânci singur? Da. Da? Așa da. Trebuie să-l împărțim. Nu trece nimic dulce pe aici, prin curte. Fără să treacă pe la mine. Gata, mulțumesc. Ia ce mai ales? De ce? Nu te mai duci să iei cornuri? Nu, oricum am mâncat pe tot. Nu? Mâncam jumătate și până acolo. Da, dar eu l-aș mânca pe tot. Nu vreau ales să ne mie cornul. Mi-l-am mâncat tot ce vede la copii în mână. Nu, nu vreau cornul ăla. Vrei tu cornul? Da. Am un corn în casă, vrei tu? Mai. Da. Dar fără cremă împlinită. Da, du-te adu-mi-l. Hai. Lasă că mi-aduce Miha. Bune. Da, mănâncă-l. Papă-l. Noroc, prieten, Doamne ajută. Dar aici nu s-a trebuit să mă ia. Bun. Am auzit că Mato a avut niște conflicte. Pe afară. Pe unde e? Unde e Mato? Joacă poker? Da. Nu cred. Îl iau băieți acolo, chinițească, stă cu el. Doamne. Am mers și eu la magazin de 100 de ore. Am așteptat în fața magazinului și tot închise. Eu nu mai înțeleg programul la magazinul ăsta. Doamna e acum e singură. A plecat în oraș, băiatul ei la mare. Ah. Și acum a rămas singură. Aseară au plecat în oraș. Am înțeles. Bine, are și firma, porci. Trebuie să ducă și la porci. Hai să-i dăm pe eu la magazin, să-l punem vânzător. Da. Trebuie și... Are mult pe cap, dai seama cât pulcei acolo, păsări la fermă. Ion? Cum să bea Ion toată berea din magazin? Toată berea din magazin. Că Ionica nu face așa ceva, Ionica. Ionica e cu minte, prieteni. Visele tale. Măi, nu înțeleg ce face cu oamenii ăștia afară. Repară ușa! Mă, ce de patona de agitată și urlă de ură? Ia cine să-ți spună, prieteni, ce face patona. Patona turbată de azi dimineață urlă și dă oarele, hau, hau, mamau. Toată ziua prin curte. Și zice că ține post de nu știu că ce. Și ce a fost ea, nu știu de ce n-a grăbit. Face mâncare cu mâna în carne și turbată, moare. Face la ăștia, dar ea. Dacă așa turbat, eu nu știu de ce mai ține post. Dar de ce mai face ea? Da. Face ea și face la dis. De ce mai face să fie? Hai, spus, să pune ce singură fără să întrebe pe nimeni și face mâncare la disc, mâncare la ceaun și ea nu mănâncă. Ea, nu știu, nu știu. Nu știu, avem niște suferi ce-l pe. Ești fericit acum? Vezi tu? Eu nu vreau. Când? N-am mâncat nimic azi și nici nu mai mănânc azi. A fost pe mai devreme, a fost cu albine în oraș. Nu a vrut să mănânce nici în oraș, nici aici. O chemă aici la poartă să vină aici. Ne-am plimbat, am dat la ture. Să vină la patron aici și n-au. Am ascultat muzică. Doamne, am mâncat frumos. Ce? Da. Mai, ce vreau? Pahare din putere. Spune-ai. Hai. Da, vreau. La fel, vreau. Despălat, vreau. Pune-le cu o tavă, ca să mai tine gânească, mai mult. Da. Dar cum te-a adiv, s-a grăbit de la nu știu. Ia cu mine, nu s-o tot făcea mie. Nu știu cum vrea, două toată așa că face două mese. Cum pot să împarte o ardivul ăsta? Că pune două mese, două planice. Cum vine? Nu știu, habar n-am. Nu știu. Ce combinație face patronul? Mai mult de 10 nu mi-i trebuie. Păi prea mult de 10. Lasă-le acolo să fie. Du-te, Mica. Îndeplinește această misiune imposibilă 4. Ce să mai zic, măi, prieteni mei? Încheiem aici vlogul că patrona se agită, dă din mici. Uite, a căzut Mihela, cred că o tavă cu pahare. Asta este.
Vă pupăm, mă delim o seară minunată și revenim mai târziu, pa, pa. Da, au căzut pe jos.